Salut, în clipul ăsta voi face un update pe Bitcoin în care ne vom uita pe mai multe timeframe-uri și pe câteva site-uri. Probabil că o să dureze puțin mai mult, sper să nu ne plictisim. Trebuie să începem cu acest chart destul de interesant pe timeframe-ul de 3 săptămâni pe care o să vi le explic imediat. Dar haideți mai întâi să aflăm unde poate fi bottom-ul acestui bear market. O să șterg tot, să fie puțin mai ușor, după care o să revenim. Vom folosi tool-ul Fibonacci Time pe care îl găsiți pe TradingView în această secțiune. Pentru el avem nevoie neapărat de 3 puncte. Primul punct poate fi vârful din 2011, bottom-ul și vârful următor, cel din 2013. Acum o să vă arăt câteva exemple. Nivelul 2.68 ne-ar fi indicat perfect bottom-ul din 2015. Haideți să facem aceeași chestie, doar că îl vom trasa de data asta până în vârful din 2017. Același nivel, 2.68, ne-arăta perfect bottom-ul din 2018. Și acum îl vom trasa să vedem ce rezultat avem pentru următorul bottom. Și ne spune nivelul ăsta, dacă e să ne luăm după ce s-a întâmplat în trecut, ne spune că prin decembrie ne putem aștepta la următorul bottom. Și haideți să dăm puțin mână înapoi să vă explic chart-ul și ce target-uri avem. Okay? Avem un scenariu bearish, deci în cazul în care bottom-ul o să fie prin decembrie, ne așteptăm ca prețul să mai scadă. Dacă ăsta n-a fost bottom-ul, deși mulți trader cred treaba asta, și vom avea și varianta bullish, o să vă explic imediat de ce se poate un bottom aici, dar până acolo haideți să verificăm exact ce ne-a dat Fibonacci Time până acum. Deci, dacă ăsta n-a fost bottom-ul și acesta va fi undeva în decembrie, înseamnă că ne putem aștepta ca prețul să mai scadă. Aici avem câteva zone de target destul de importante. Da? La 14.800, la 12.300, până la 9.000. Mai jos avem un trend line. Mă aștept în cazuri foarte, foarte extreme ca prețul să nu depășească 6.000. Okay? Deci asta e cazul cel mai extrem. Repet treaba asta. Bun, avem o combinație pe Elliott Waves, un WX, YX, Z. Noi acum am fi pe ultimul val, adică pe Z. Astea sunt targeturile, sunt zone în care eu o să acumulez, o să mai cumpăr, o să-mi iau banii din respingere. Dacă nu știți strategia pe care o folosesc pentru DCA, vă puteți abona dacă doriți și pe site o să găsiți video despre așa ceva, da? Bun, aici am trecut o perioadă de acumulare. Perioada asta a început în mai, în 2022, anul acesta, și avem halvingul din 2024. Dar dacă ne uităm puțin în trecut, sau la ce s-a întâmplat în trecut, vedem că avem bottom-ul bear market-urilor, ok, zona asta, zona asta, a urmat o creștere, adică un val 1, după care un val 2, avem aici un spike, un shakeout, perioada de acumulare, am avut halving-ul, după care bull market, ok, ne putem aștepta la același lucru și acum. La fel s-a întâmplat și în această zonă. Prețul a scăzut pentru că am avut acel bear market destul de agresiv, ăsta a fost bottom-ul, a urcat pentru valul 1, a scăzut pentru un shakeout înainte de bull market. Da? Shakeout-ul a fost înainte de halving, după care prețul a început să urce destul de tare. Halving-ul o să fie în 2024, până atunci avem o perioadă de acumulare în care puteți să cumpărați. Va trebui să aveți mare grijă, pentru că și aici este destul de greu pentru un începător. Deci dacă ai cumpărat acum și vrei să cumperi mai jos, dacă prețul o să scadă, vinzi o parte, pentru că știi că urmează un val 1, adică o ultimă creștere, după care o scădere destul de mare, shakeout, ăsta e shakeout, da? Cum a fost și la virus, să nu-i spun numele. Și aici la fel, da? Deci bottom, a urcat, a făcut un ABC, a scăzut, shakeout, ba, prețul a început să urce. Asta se va întâmpla și acum. Ok? Elliott Waves, avem valul 1, 2, valul 3 este următorul bull market cu zonele de target. Doar că targeturile astea eu le-am pus aici ca și cum ăsta a fost bottom-ul, da? Pentru că încă nu am un target în partea de jos. Ok? Deci astea vor fi schimbate în cazul în care Bitcoin o să scadă sub 17.000. După ce văd că prețul o să urce, adică după ce o să avem o confirmare pe bottom în zona asta de aici, vom avea și zone de target pentru următorul bull market. În acest moment, astea sunt 79.000, 115 și maxim ar fi la 200 și ceva de mii. Da? Avem și ceva confluențe cu
cercul Fibonacci. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că ăsta i-au dat topul destul de frumos în trecut. De exemplu, nivelul 3.6.1.8 ne-a arătat topul din 2013, după care am avut același nivel pe cercul Fibonacci, 3.6.1.8, și ne-a arătat vârful din 2017 și așa mai departe. Okay? Dar până nu am o confirmare că ăsta a fost bottom-ul, nu pot să dau target-uri pentru următorul bull market. Okay? Și avem perioada asta de acumulare. Da? Deci bottom-ul poate fi aici, așa cum zic mulți trader, sau poate fi în decembrie. Dacă va fi în decembrie, va fi destul de ușor. O să urmeze o urcare, poți să ții ceva profit, repet treaba asta. Urmează o scădere, acumulezi din nou, după care aștepți. La treaba asta, noi acum vorbim exact pe ce s-a întâmplat în trecut. Doar că multe s-au schimbat. De exemplu, din cauza leverage-ului n-am mai avut un blow top. Avem mult mai multe monede în piață. Ați văzut și dominanța Bitcoin-ului cum arată. Ok, deci multe chestii s-au schimbat. Dar noi rămânem pe același principiu și cel mai bine este să îți faci treaba de trader, da? Adică te uiți în trecut ce s-a întâmplat și asta o să faci și în acest următor bull market, ok? Pentru că nu ai ce să faci, n-ai de unde să știi dacă se duce în zero, nu se duce în zero. Tu va trebui să nu mai faci greșelile din trecut, atâta știi acum. Este ok de cumpărat, a fost 69.000, acum este 20.000, e ok sau nu? Da. Cumperi acum și mai ai câteva zone de acumulat, după care aștepți, nu prea ai ce să faci, da? Dacă vrei să vinzi o parte în următoarea urcare, poți să vinzi pentru că știi că poți să acumulezi în următoarea scădere, după care aștepți, da? Va trebui să vă alegeți și câteva altcoin-uri, vedeți ce rezistă, adică când o să ne apropiem de 2024, de următorul halving, înainte cu 6 luni va trebui să faceți analiza tehnică pe, sau poate chiar și fundamentală dacă se găsesc proiecte noi, pentru că vor fi, se vor crea o grămadă de proiecte și va trebui să le acumulați. Nu vedeți ce a ținut sau ce a rezistat în acest bear market și veți cumpăra ce este în top în primul rând. Bitcoin și Ethereum asta neapărat, pentru că la un moment dat o să crească și dominanța Bitcoin-ului și o să vedeți că vor fi ceva pump-uri pe Bitcoin, Ethereum neapărat și vedeți ce mai găsiți prin top. Dacă le aveți cu partea fundamentală, veți găsi și proiecte noi care vor face nu știu câte X-uri în următorul bull market. Dar până atunci va fi o perioadă în care mulți vor ieși din market pentru că va exista shakeout-ul. Nu prea are cum să crească Bitcoin de aici pentru că traderii s-au deșteptat, market makerii sau buților s-au deșteptat și ei, da? Pentru că ei le tot schimbă în funcție de sentimentul din piață. Având în vedere că traderii s-au deșteptat și toată lumea știe că nu mai trebuie să cumpere, adică toată majoritatea traderilor mai vechi știu deja că au făcut greșeli în trecut, au cumpărat în pump și n-a fost bine și acum nu vor mai face aceeași chestie. Deci toată lumea s-ar bucura dacă prețul ar ajunge 14.000, 10.000 sau poate chiar sub, da? Pentru că încă sunt oameni care stau cu bani în buzunar și vor să cumpere. Ăsta ar fi un scenariu favorabil chiar dacă este un scenariu bearish. Doar că, market maker întotdeauna va încerca să mai dea și prețul în sus, da, să facă traderii să cumpere, să rămână cumva fără bani atunci când prețul o să scadă. Ori o să vedem un week foarte rapid, da, și nu vor lua ordine de buy sau pur și simplu traderii nu vor avea timp să gândească. Ori prețul o să scadă în zona asta, eu vorbesc acum strict pe scenariul acesta bearish, da. Dacă prețul să scadă foarte încet, asta înseamnă că ne dă timp de gândit și asta nu va fi bine pentru că ne putem aștepta ca prețul să stea mai mult timp sub 17.000, ok? După care, după ce lumea se plictisește, toată lumea nu o să mai creadă în Bitcoin sau toată lumea o să zică că se duce în zero, ăla va fi un trigger, da? Și vom vedea o creștere, adică asta de aici, da? În care toată lumea se întoarce, o să zică, băi, hai că Bitcoin și-a revenit. I-a trântit pe toți, acest shakeout, întotdeauna se va întâmpla ceva, o să vedeți știri sau abar n-am, pentru că acum vor fi motive, inflație, războaie, se pot întâmpla o grămadă de chestii care să provoace așa ceva. Dar haideți să vedem și ce zic ceilalți traderi, pentru că se poate întâmpla treaba asta, e ca și cum bottom-ul a fost în 30 mai. O să șterg totul,
și facem aceeași chestie cu Fibonacci Time. Doar că de data asta luăm și îl punem în acest top de aici, da? Pentru că și indicatorul Pi Cycle a dat topul în această zonă, adică în martie 2021, și nu aici, adică în octombrie 2021, da? După cum vedeți, același nivel, 2698, dacă l-am fi pus în această zonă, ne indica bottom-ul. Deci poate să fie și asta un bottom, pentru că e prea perfect 2618-ul ăsta în această zonă, da? Deci încă o dată le trasez pe toate, ca să vă dați seama. Da, deci bottom, top, 2618 în acea zonă. Îl trasăm din nou aici și avem bottom pe 2698. Aici avem bottom din nou. Se poate întâmpla că ăsta să fi fost the final bottom. Și dacă punem un Fibonacci extension, ca și cum ăsta ar fi fost un ABC, sau un flat, de exemplu, vedeți că 1698-ul a fost atins. Da? Și asta e o zonă foarte, foarte importantă pentru Fibonacci extension, după cum probabil știți dacă folosiți Fibonacci, da? Pe spot avem și zonele de aici, dacă vă interesează. Bitcoin crește acum puțin, o să vă explic pe un timeframe mai mic de ce. Și avem zonele astea pentru acumulare. La 19.300, 19.172, ăsta e pentru swing trading, pentru cine dorește. Trebuie să vedeți respingere, că de asta sunt zonele astea aici, da? Nu sunt neapărat pentru acumulare, se pot folosi și pentru swing trading. Pentru că poți să vezi respingere, ți-ai luat banul și ai plecat. Cam asta te va trebui să faceți. Chiar dacă folosiți și futures, v-am recomandat întotdeauna să faceți in and out. Nu stați foarte mult în trade-uri, mai ales dacă sunteți la început. Marketul nu e făcut ca voi să faceți bani, așa că va trebui întotdeauna să încercați să ciupiți. Cu cât stai mai mult în trade, cu atâta devine mai stresant, mai ales pentru un începător. Dar dacă ai un money management foarte, foarte bun, și ai zone în care poți să vezi o respingere sau cu o probabilitate mare de a vedea o respingere, atunci ai scos vorba aia, pentru că ai intrat și în câteva minute ai făcut un profit din respingerea pe care o vezi, și cam asta a fost și pe leverage. Pentru spot va trebui să stai mai mult, într-adevăr, pentru că profitul nu este același, depinde și cu ce sumă se intră. De zonele pentru acumulare, zone de unde putem să vedem respingeri, astea sunt de aici. Dacă vă întrebați ce sunt dungile astea verticale, păi sunt tot pe Fibonacci Time și aici ne așteptăm să se întâmple ceva. Putem vedea volatilitate pe 5 septembrie, 5 sau 6 septembrie, dar nu este neapărat să se întâmple exact în ziua aia, dar când o să atingă zona asta, se va întâmpla ceva. Putem avea un bottom sau putem avea un top, depinde cum se comportă prețul înainte ca el să ajungă aici. Avem 12 septembrie și avem și 19 septembrie, 20 septembrie, zona asta, ok? Sunt și ceva evenimente, după cum știți, luna aceasta nu este o lună foarte favorabilă. În trecut n-am văzut foarte multe creșteri în luna lui septembrie, așa că va trebui să aveți grijă. Dacă sunteți cu spot, probabil o să fie o lună foarte bună pentru cine vrea să acumuleze. Da? Ne putem uita și la Fibonacci Time, pentru că am văzut ceva destul interesant și pe eGold, de exemplu. Dacă dați pe weekly, logaritmic, și îl trasați din bottom până în vârf, o să vedeți că tot în decembrie avem 0.698. Asta este o zonă foarte importantă pe Fibonacci Time. Deci aici poate fi bottom-ul și pe eGold, dacă Bitcoin va decide să aibă un bottom tot în decembrie, dar se pupă amândouă, da, vorba aia. Ok, o să ne uităm puțin și pe stock market, și ăla e destul de important. Vă arătam și chart-ul cu inflația, dar nu pe log, aici, de exemplu. Vom vedea în septembrie dacă o să ducă spre 10, da? Pentru că mai avem câteva zone de target, vedeți aici cum a luat suport, deci am făcut o analiză ca și cum aș face pe Bitcoin, ok? În care am folosit canalul Fibonacci. Vedeți ce efect frumos a avut aici, a luat suport, a urcat, rezistență, acum la suport, ok? Mă uit pe inflation rate. Avem 10 cu 13 pe viitor. Dacă o să crească, dacă o să vedem o creștere pe acest chart, atunci Bitcoin o să mai scadă, la fel și stock marketul, iar dolarul
poate să mai urce. Bun, vreau să ne uităm pe câteva site-uri și pe timeframe-uri mai mici. Ok. Acesta este Twitter-ul meu, dacă doriți să mă urmăriți, o puteți face pentru că postez analize tehnice. Aici v-am dat o zonă, acest scenariu, format din 5 valuri și pentru valul 5 vă spuneam că de aici putem să vedem un bounce, exact ce scriam în descriere. Se pare că exact de aici Bitcoin a început să urce, deci dacă ați luat o zonă de aici, înseamnă că ați făcut profit, ok? Ce are să facem din nou? Deci primul val, al doilea val, 3, 4 și 5. Și ăsta a ajuns până undeva la 19.500 și am dat o zonă aici la 19.667. Deci dacă ați luat-o, bravo vouă, înseamnă că ați făcut 3 sau 4%, hai să vedem, banul chiar 5% cu această urcare, fiindcă ați fi pe profit. Ok, o să facem și scenarii pe Elliott Waves, dar hai să verificăm câteva site-uri pe timeframe-uri mai micuțe. Pe CryptoCoin, de exemplu, vedem că leverage-ul era destul de ridicat, vă arătam treaba asta și pe Twitter. Ok, deci urma să se întâmple clar ceva și puteam vedea o creștere pentru că funding rate-ul era pe partea negativă, adică traderii erau destul de bearish în bottom, adică în zona asta de aici. Dacă și leverage ratio era în partea de sus, vă dați seama că prețul a urcat să lichideze pozițiile cu un leverage foarte mare. În acest moment, la fel, i-au scuturat pe ăștia, da, pentru că leverage-ul a coborât, au avut acest pump, ok, pentru că traderii erau bearish, au avut acest pump, adică un short squeeze, după care prețul a început să scadă. Au lichidat short-uri și de obicei când lichidează o cantitate mai mare de short-uri, prețul scade, este destul de normal. Bun, funding rate-ul, haideți să vedem cum arată pe CryptoQuant, îl dăm puțin la 0. A fost pe partea pozitivă, am avut o scădere, pentru că traderii erau bullish de data asta, în partea de sus, am văzut o scădere. Dacă asta se va îndrepta către partea negativă, ne putem aștepta ca prețul să mai urce. Încă nu este neapărat să se întâmple așa ceva. Leverage-ul este și el în creștere. Open interest-ul și el în creștere. Pe Binance a crescut foarte tare open interest-ul, deschidea o grămadă de poziții în zona asta de aici. Și acum prețul a urcat din nou. Și haideți să vedem. Dacă ne uităm aici pe Trading Light, de exemplu, ăsta e prețul cu sell și buy wall-uri. Aici avem open interest. Vedeți că prețul scădea, da? Aceasta este scăderea și open interest a început să urce. Ce înseamnă treaba asta? Păi înseamnă că avem o divergență între preț și open interest. Dacă prețul scade și ăsta urcă, înseamnă că se deschide o grămadă de poziții în scădere și de obicei traderii tind ca într-o scădere să intre short. Iar dacă ei intrau foarte tare short în această scădere, normal că market maker a venit și a dat prețul în sus să lichideze aceste short-uri. Noi acum avem un, sau putem vorbi despre un short squeeze din nou. Ok? Care să vedem unde sunt următoarele sell wall-uri importante. Primul este aici 600 de bucăți la 20.200. 500, vreau să mă uit după ceva mai important, dacă există. Sunt 1100 de bucăți la 20.670. Dacă ar ajunge aici, înseamnă că ar face un higher high. Deci mare grijă la longuri, pentru că prețul poate să scadă. După cum vedeți, Binance limitează zona asta de mai sus. Iar dacă avem o creștere acum, pentru că au lichidat acele short-uri, ea este pe un time frame mic. Da? Trebuie să vedem în partea de jos. 300 nimic, 400, astea sunt buy wall-uri normale pentru Binance. Ăsta este ceva normal pe care vi l-am arătat aici. Sunt 1100 de bucăți. Da, îi limitează zona de mai sus. Dacă o să rămână acolo, prețul ori nu ajunge până aici și cade, ori dacă o să rămână aici și o să ajungă în el, o să cadă după. Da? Pentru că aici vând o grămadă. Ok, haideți să vedem și partea asta, pentru că pare destul de interesantă, 700 de bucăți. Deci asta e o zonă de suport, să țineți minte, la 19.200. Încă o zonă de suport la 19.600, astea sunt importante. Astea două, pe care le vedeți mai lungi, pentru că sunt de mai mult timp aici. Ok? Și în partea de sus avem la 20.670. Ok? Deci aici sell, aici buy. Bun, m-ați întrebat despre
Empty Gox și ce se va întâmpla, pentru că ați auzit ceva știri false, cum că ei doreau să vândă acum o săptămână, ceea ce normal că nu s-a întâmplat. Și pot vinde sau se poate întâmpla ceva cu Empty Gox și pot da Bitcoinul înapoi, probabil că luna asta, pe la sfârșit, sau vom vedea. Dar încă nu s-a întâmplat absolut nimic și noi pe grupul de Telegram, pe grupul privat de Telegram, vom primi o alarmă dacă se va întâmpla ceva pe acest exchange. După cum vedeți aici am avut un outflow destul de mare, dar a fost în 2018, pe care prețul într-adevăr a început să scadă. Ne uităm pe outflow, ok? În acest moment nu vedem nimic, deci totul gol, este fantomă aici, ok? În momentul în care o să văd mișcare pe acest exchange, atunci înseamnă că ne putem aștepta la ceva, dar până atunci nu este absolut nimic, ok? Bun. Probabil că o să postez și pe Twitter dacă vom vedea acea mișcare. Probabil că ne putem, vă dați seama că mulți vor vinde, alții vor păstra, alții vor și cash și Bitcoin, așa mai departe. Cei care vor primi clienții vechi al acestui exchange și care vor primi Bitcoin-ul înapoi, da? Vedeți că este gol, deci nu s-a întâmplat absolut nimic. Când o să se întâmplă, o să vă anunț. Bun, ne uităm și pe CDD, de obicei aici când vedem un spike, vedem o scădere, dar nu s-a întâmplat absolut nimic în acest moment. Spike, scădere, spike-ul acesta, ne uităm la spike-uri mai mari, cele mai mici nu prea au valoare. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că dacă aveți un spike, cei care dețin Bitcoin de foarte mult timp vor să vândă, da? Mai vând câte o parte din Bitcoinul pe care ei îl au și atunci normal că vezi o scădere. Aici la fel am avut un spike mai mare, scădere. Acum nu avem absolut niciun spike și prețul urcă. De obicei primim alarme sau eu mă uit pe acest chart și anunț. Bun, ăsta este funding rate-ul. Are să ne uităm puțin mai aproape. Traderii erau destul de bearish în această zonă, prețul a urcat puțin. După care au devenit bullish, prețul a scăzut și acum din nou va trebui să așteptăm să vedem ce se va întâmpla, pentru că este pe partea negativă, dar adică traderii tind să intre short, de asta și vedem creșterea asta pe time frame micuț, dar va trebui să așteptăm să vedem dacă o să stea pe partea negativă mai mult timp sau nu. CoinAlyze, aici putem să vedem puțin mai clar. Deci funding rate-ul a fost pe partea pozitivă. Prețul a început să scadă, da? Adică nu vede niciun higher high, dar structura este destul de bearish. După care s-a făcut negativ, traderii erau bearish în această zonă, după cum v-am explicat, open interest în creștere, se intra short în scăderea asta și așa a dat prețul în sus. Da? Și acum prețul poate să scadă din nou pentru că funding rate-ul este din nou pe partea pozitivă, da? Deci se intră sau au devenit destul de bullish. E normal pentru că așa se întâmplă, deci toată lumea este bullish după o creștere. Pe după o creștere urmează și o scădere și de asta va trebui să aveți grijă. Deci, într-o creștere, îți ca o zonă de rezistență. Întotdeauna vei intra short într-o zonă de rezistență și long într-o zonă de suport și nu invers. Da? Dacă faci invers, pur și simplu nu-ți creezi absolut niciun avantaj și totul va fi 50-50. Ok, au lichidat aici o grămadă de longuri, prețul a început să urce și acum au lichidat ceva short-uri, vedeți spike-urile astea. Dacă lichidează short-uri, ne putem aștepta la scădere, așa cum am avut și aici, da? Spike în short, liquidation, prețul a început să scadă. Bun, pe Binance, dacă doriți să vă uitați pe site-ul ăsta, este destul de important, dar la ce mă uit eu este la open interest. Haideți să dăm un refresh totuși. Open interest mă interesează pentru că văd când se deschide o grămadă de poziții pe Binance, adică traderii devin destul de interesați. Dacă se deschide o grămadă de poziții, înseamnă că se va întâmpla ceva, urmează volatilitate. Și ne uităm în ultima oră, de exemplu, open interest-ul destul de, sau în urcare, vedeți aici pozițiile, în Bitcoin și în USDT, valoarea lor, și acum ne uităm și mai jos, aici la long short ratio, pe timeframe-ul de o oră și vedeți că sunt mai multe longuri decât shorturi. Ok? Deci ei vor aduna mai multe longuri acum prin urcarea pe care o au pe timeframe mai mic, după care o să vezi o scădere, pentru că n-are cum să-i plătească pe ăștia care sunt long. Dacă sunt 68% longuri
și doar 31% short-uri pe ultima oră, vă dați seama că nu o să vedem un pump foarte, foarte mare, da? Pentru că va trebui să-i plătească, ăștia sunt long și vor lua profitul, ceea ce, na, depinde câți bani vor face ei din short liquidation, pentru că din aceste spike-uri, ca să vă explic mai pe înțeles, da? Și prețul poate să scadă în următoarele ore, mă scuzați. Sunt foarte răgușit și mă concentrez puțin mai greu. Haideți să verificăm și FTX-ul. V-am zis că acest clip o să dureze foarte mult. Pe FTX aici avem ceva zone de suport mai importante, 19.100, 19.000 și nimic în partea de sus, nimic important. Ăsta este unul la 268 de Bitcoin, pentru FTX este destul de mare, la 20.500. Și mai avem pe aici, dar după cum vedeți, deci se vede destul de clar cum îi limitează zona de mai sus, ok? Aici au retras sell wall-urile, după care le-au pus înapoi. Ultima dată când au făcut treaba asta, prețul a scăzut. Da, după cum vedeți aici, au limitat zona și prețul n-a urcat mai sus. Mai jos, ei sunt pregătiți să cumpere, după cum se vede destul de clar, e full de lichiditate în partea asta de jos. Pe FTX, dar la fel și pe Binance. Ok, dacă eu să retrag, adică dacă nu să mai vedem aceste sell wall-uri, atunci ne așteptăm ca prețul să mai urce, dar în acest moment, atâta timp cât ele stau aici, îi limitează zona, nu vor ca prețul să ajungă în zona asta de aici, de mai sus. Și atunci nu-i neapărat să fac un higher high, adică să treacă de 20.500, pentru că prețul poate să scadă. Da, vedeți că această corecție este un semnal destul de bearish, structură bearish. Și o să iasă din această structură bearish doar dacă o să urce peste 20.500 în primă fază, după care peste acest top de aici. Este o grămadă de lichiditate în partea de sus, dar haideți să vedem în partea de jos. Îi dăm un run aici pe iBlock. O să vedeți acest cluster. Aici sunt milioane sau poate chiar miliarde, dacă ne uităm pe timeframe-ul de o lună, și au adunat absolut tot. Zona destul de importantă de unde putem să vedem o respingere este 19.400, 19.300 și ei pot deveni interesați în următoarea perioadă, în această zonă, să dea prețul în această zonă, pentru că e foarte multă lichiditate, este long liquidation. Adică cine intră long are stop loss-ul aici sau lichidarea în această zonă, exact sub aceste low-uri. Ok, în partea de sus avem cantități mai mari la 22.200. Da? Dar vedeți că cu cât este mai galben, cu atât sunt cantitățile mai mari. Și atunci prețul poate să ajungă aici pe viitor. Ok? Și haideți să ne uităm acum pe chart, în care sunt următoarele zone. Dacă intrăm pe două luni, pentru că tocmai ce s-a închis lumânarea, au format un tweezer bottom. Asta este un semnal bullish pentru următoarele două luni. Da, deci asta este un suport. Încă nu l-au rupt și Tauri încercă să țină prețul peste 19.923. Asta e un suport foarte important în acest moment. Tweezer bottom, semnal bullish. Dar haideți să ne uităm pe o lună, pentru că acest time frame a format un tweezer top. Ăsta automat este un semnal bearish. Ok? Ne anunță că ne putem aștepta ca în septembrie, pentru că suntem pe monthly, ne putem aștepta în septembrie ca prețul să mai scadă, să facă un lower low. Ok? După care prețul poate să urce, pentru că pe două luni avem un tweezer bottom. Sper să se înțeleagă treaba asta. Tocmai ce au confirmat și o rezistență importantă la 23.290. Ok, deci ăsta e suport, asta este rezistență. Dacă o să ajungă aici, va fi o zonă de short. Sau dacă ai cumpărat în zona asta chiar pe spot, aici poți să vinzi puțin, pentru că este destul de periculos să-ți lași poziția de long, sau dacă ai cumpărat pe spot, atunci când o să ajungă aici. Ok, hai să ne uităm puțin și pe daily. Deci aici am trasat zona de suport și de rezistență. Haideți să vedem și pe weekly. Pe weekly avem rezistență aici. Intrăm pe daily. Ok.
Pe daily avem zona asta pe care a respins-o destul de frumos. Dacă intrăm pe 2 zile, avem o altă zonă de suport, haideți să le facem cu verde, pentru că și de aici putem să vedem o respingere. Vă folosește în trading pe zona asta de la 19.547, o zonă destul de importantă. Dăm înapoi pe daily, o altă zonă aici, la 19.300. Și acum haideți să rămânem pe daily și vom pune un Fibonacci. Mai avem o zonă destul de importantă, vreți și confluență cu 0.786, da? Și următoarea zonă va fi 0.9 sau 0.86. 0.86 este un target pentru un harmonic, de asta am lăsat-o pe Fibonacci. Deci 18.300-18.500 poate fi o zonă în care puteți să cumpărați pe spot dacă doriți sau de unde puteți să vedeți o respingere. Okay? Toate sunt aici, pe life chart. Okay? Deci astea zonele importante și rezistențele importante. Bun, va trebui să verificăm ce face stock marketul, pentru că ăla e data la Bitcoin, deci nu prea ai cum să faci o analiză pe Bitcoin neapărat, mai ales pe time frame, dacă nu te uiți la ce face stock marketul, S&P 500, Dow Jones, ok, și dolarul contează destul de mult. Bun, intrăm pe time frame-ul de fapt, haideți să lăsăm aceste zone importante, facem din nou, pe daily, avem asta ca și zonă de suport, pe două zile avem asta, intrăm și pe două luni pentru că avem zona de suport. Cum intrăm pe o oră, după cum vedeți, zonele de suport le-a respins destul de perfect. Aici am avut cea pe daily la 19.800 și am avut o zonă de buy pe timeframe de 15 minute, da? Pe care am anulat-o pentru că s-a făcut un update. Dar aici a fost o zonă de buy și prețul a început să urce destul de frumos. Okay? Următoarea zonă de suport poate fi la 19.547 și vom lua și un Fibonacci extension pe aceste zone. Și avem și nivelul 1. Și mai punem încă o dată Fibonacci extension pe aceste zone de aici. Vedeți o confluență destul de frumoasă cu 1.23. Deci asta e o zonă bună de suport. Și avem și nivelul 1 la 19.683 pentru cine dorește, în cazul în care prețul o să se întoarcă, să știți unde cumpărați. Astea le anulăm pentru că, pentru mine, odată atinse, nu mai au efect a doua oară. Adică putem vedea o altă respingere din ele, dar pentru mine devine destul de riscant. Ok, haideți să trasăm și un canal în această zonă de aici. Vedem că a respins perfect jumătatea canalului. Deci asta automat o să fie rezistență. O facem cu roșu la 20.300 și zona de suport. Nu o să mă mai bazez pe mijlocul canalului, da? Pentru că aici a fost deja o zonă de buy și o altă zonă de buy poate fi la 19.100, 19.000. Da, depinde cum o să cadă prețul aici, dacă o să ajungă, da? Dar pentru voi, ca să știți, faceți aceeași treabă, de fapt, scuze, haideți să punem canalul cum trebuie, dar și zona undeva la fel, 19.100, 19.150, ok? Bun, o să anulăm acest canal, intrăm pe 2 ore și va trebui să ne uităm puțin pe S&P 500 imediat. Aici am avut un trendline pe care l-a respins destul de frumos, fiindcă este în el. Dacă o să le suport, ne așteptăm ca prețul să mai urce automat după cele 5 valuri. Deci avem acel scenariu pe care l-am postat pe Twitter. Valul 4 în zona asta, valul 5 aici. Ok. Între 4 și 5 avem alte 5 valuri, deci 1, 2, 3, 4 și 5. Și pe un scenariu putem avea așa. Primul val format din 5 valuri, din astea 5 valuri, acum o urcare pentru valul 2, 3, 4 și 5. Da? Asta ar fi un scenariu foarte bearish. Dacă problema cu el este că mulți se așteaptă să intre short în această zonă și probabil că nu o să ajungă până aici, sau și dacă o să ajungă, poate deveni bullish, așa că aveți mare grijă. Dacă punem un Fibonacci
retracement din zona asta. O să vedeți zona 0.698, 0.5 și 0.382. Deci asta este range-ul pentru valul 2, de unde putem să vedem această respingere. Vă dați seama că nu doar eu văd treaba asta și mulți doresc să intre short în această zonă, așa că aveți mare grijă, că puteți vedea manipulare. Dacă prețul o să scadă, va trebui să folosiți un leverage mai micus dacă vreți să stați în poziție, pentru că având în vedere că putem aștepta la volatilitate crescută. Volatilitate ce înseamnă? Păi prețul urcă, scade, urcă, scade, ca să scoată traderii din piață. După aia poate să scadă pentru mai tare, pentru a intra pe valul 3. Dar dacă faceți, dacă ești la început și faci un in and out, totul este ok, da? Pentru că avem 0.382 la 21.682, rezistență, a intrat, a ieșit, ți-ai luat bani și cam asta a fost, ai plecat, da? Dacă vrei să stai mai mult în trade, va trebui să-ți faci un DCA, începând cu 0.382 și până în 0.786 și stop loss-ul peste 0.786. Ok, deci va trebui să ai ceva grijă. Asta e un scenariu sau putem avea un ABC. După ce A-ul poate fi format din 5 valuri, B-ul și C-ul. Și acum o urcare pentru B. Cam asta a fost. O scădere pentru C după aia. Bun. Dacă mulți se așteaptă ca prețul să urce până prin zona asta ca să dea short, așa cum se așteptau, pentru că am văzut pe statistici o grămadă de shorturi prin zona asta, deci a scăzut, prețul urca și mulți vreau să intre short pe aici, pe la 23.000, 22.800, zona asta, ceea ce nu s-a întâmplat. Chiar dacă market maker-ul a avut un target de aici, a vrut să-l duc aici, n-au dat foarte multe oportunități. Aici a scăzut destul de tare, au lichidat longuri. Când a urcat, traderii vreau să intre short, nu s-a întâmplat, da? Pentru că urcarea asta n-a fost atât de mare încât să dea oportunitate pentru mulți traderi, ok? După care și-au văzut de treabă. Acum se poate întâmpla la fel. Poate să cadă de aici, da? Aveți mare grijă la longuri. Sau se poate întâmpla, adică ne poate da șansa ca noi să intrăm short din această zonă. Bun, ce vreau să vă mai explic, să aveți grijă. Punem din nou Fibonacci. Chiar dacă intra short din zona asta, vedeți, dacă o să ia suport 0.698, zicem pe un scenariu bullish în care ajunge prețul pe aici, na. Deci dacă o să ajungă în zona asta și ia suport 0.698, aveți grijă la acele shorturi, pentru că acest scenariu se poate transforma într-unul bullish. Ok, deci nu încerca să intra short neapărat cât mai sus posibil de fiecare dată. Pentru că în multe cazuri, cât mai mult posibil, poate însemna o răsturnare de situație, da? Dacă ăsta urcă peste 0.698, poate fi bullish, poate chiar să fac un higher high. Deci mare grijă. Sper că m-am făcut înțeles, de obicei nu prea le-am eu cu explicațiile. Adică, na, eu știu pentru mine, dar e mai greu să expun părerea. Bine, haideți să ne uităm puțin la S&P 500, dăm pe 4 ore. Ăsta a scăzut destul de tare, noi avem scenariul aici. La scenariul ăsta, această combinație, adică WX, YX, Z, o am de câteva luni. A fost ținut destul de ok, tocmai ce a invalidat un scenariu bullish. Scenariul bullish însemnând ăsta valul 1, 2, 3, 4 și 5, dar ăsta pentru valul 4 deja a scăzut sub acest vârf și a invalidat scenariul. Așa că ne putem aștepta ca prețul să mai scadă. Chiar dacă vedem o urcare, o să vă arăt de ce putem vedea o urcare, să nu-i neapărat să mai fac un higher high. Adică ăsta poate fi un A, B și C. Da? Haideți să vedem de ce se poate întâmpla treaba asta. Deci suntem pe 4 ore. Avem aici o scădere destul de frumoasă, dar RSI-ul ne spune că avem multiple bullish sau strong bullish divergence. Dacă ne uităm în zona asta de aici, acesta scade, face lower-lower, dar RSI-ul nu face aceeași chestie. Ok, o să măresc puțin să vedeți mai bine. Dacă vă uitați la RSI, ăsta merge în sus. E destul de simplu. Strong bullish divergence. Trebuie să vedem ce zone importante de suport a atins. Dacă punem în Fibonacci extension, ca și cum am calculat un ABC,
Vezi că a trecut puțin peste 1,23, adică sub 1,23. Următoarea zonă de suport, pentru cine dorește, va fi la 1,618. Dăm pe daily, punem Fibonacci retracement, scuze, retracement, de jos până sus. Da, și aproape că a ajuns în 0,68, zona asta de aici. Acestea sunt următoarele zone de suport. Ok? Și alte zone de suport puteți încerca cu un Fibonacci, cu un canal Fibonacci. De aici până aici. Puteți căuta confluențe. Deja am găsit ceva confluențe. Asta e 0,5 pe canalul Fibonacci plus 1,69 și 0,618. Zona importantă de suport. Poate să nu ajungă până aici și prețul să urce pentru că probabil mulți vor să cumpere în această zonă. Ori nu ajunge și urcă, ori putem să vedem cum ajunge în acest suport, după care putem să vedem o urcare. Având în vedere că este în bullish divergence pe 4 ore, scenariul ar fi la fel, un ABC. Da? Adică ăsta să fie A-ul, destul de prelungit, P-ul și C-ul. Aici avem în balanță un trend line destul de important, pe care probabil că vă puteți baza. Să-l facem cu roșu. Ok. Trebuie să punem și Fibonacci, retracement. Avem zonele pentru B. 0,382, 0,5, 0,68. Astea zonele în care B-ul cel mai des vede o respingere. Asta se poate întâmpla și cu Bitcoin, da? Și Bitcoin este în bullish divergence în partea de jos, așa că o urcare după care o scădere din nou. Dacă asta se va întâmpla cu stock marketul, asta se facă și Bitcoin. Eu vă dau acum scenarii ca voi să știți, să vă alegeți unul dacă doriți. Scuze, am luat ce nu trebuie. Deci un WXY și aici să avem acel ABC. A-ul, B-ul și C-ul. A-ul format din 5 valuri, 1, 2, 3, 4 și 5. B-ul format din 3 valuri, avem un ABC. Și acum scădere pentru valul C. Da? Și luăm Fibonacci din nou, din 0, W și X. Și avem zona de target undeva la 17.500 plus încă o zonă aici la 1,23. Dar avem nevoie aici de targeturile C-ului. Așa că vom lua Fibonacci din 0A și B. Da? Eu de obicei îl pun extrem. Aproape că am găsit o confluență destul de bună, 1, 2, 3. Și la fel și 1,6,9. Deci este zona de target important. Pentru acest C sau pentru Y. Y maxim se duce până aici, C-ul la fel. Da? Ce se întâmplă după? Păi o urcare, normal că avem zona de suport, după care poate să scadă din nou. Dacă avem scenariul bearish. Bun. Ăsta este un scenariu, acel scenariu bullish despre care vă vorbeam, ca și cum ăsta ar fost topul. Aici a respins 0,618 pe time frame mare și de aici începe să urce, nu face un lower low. Ăsta e valul 2, urcă pentru valul 1, scade pentru shakeout. Ăsta e halvingul din 2024. Ăsta e bull marketul. Da, valul ăsta 3, bull marketul. Ăsta e scenariul bullish. Cel bearish îl avem aici cu zona de suport, zona în care și eu o să acumulez această combinație și acum am fi pe valul Z. Eu tind să cred că asta este valabilă, pentru că asta mi-ar place mie personal să se întâmple. Adică încă sunt bearish. Ok, dolarul, dacă vă interesează, urcă, mă așteptam la treaba asta, am avut și ceva știri bune pentru el ieri. Încă mai avem ceva evenimente, dacă ne uităm pe aici. Pe calendar, eu nu stau să mă uit foarte des, dar pentru comunitate mai mult, să știm când ne putem aștepta la ceva volatilitate. La ora 5 astăzi avem PMI, mâine la ora 3 jumătate avem unemployment rate, cam toate astea sunt destul de importante, deci mâine chiar putem vedea volatilitate foarte mare. La ora 3 jumate sau după, ok, să țineți minte în cazul în care vă interesează. Dolarul crește și ține scenariul, țineți minte că am avut zonă de suport aici, prețul a început să urce. Cred că în celălalt clip vă spuneam de ce aici a scăzut. Deci a urcat, n-a făcut un higher high în prima fază, după care a început să scadă. Dar odată ce a scăzut, automat a adunat și mai multă lichiditate în partea asta de sus, pentru că s-a intrat short.
au dat spike-ul ăsta de aici, au lichidat o grămadă de short-uri, prețul normal care a reacționat și acum poate să urce din nou. Da? Și lichiditate în partea de jos pentru următoarea scădere. Asta e zona de rezistență, asta e zona de suport. Când ajunge în zona de rezistență, puteți să căutați long-uri pe Bitcoin. Când ajunge într-o zonă importantă de suport, puteți căuta long-uri, short-uri pe Bitcoin. Da? Pentru că dacă ăsta urcă, Bitcoin scade și invers. Sunt curios ce se va întâmpla când o să atingă acest cerc Fibonacci. Da? Pentru că putem vedea pump până acolo, pe care prețul să scade. Așa cum s-a mai întâmplat și în trecut. Ok, sper că v-a ajutat acest clip. Sunt mai multe de vorbit, dar nu vreau să mă întind acum foarte mult. Pentru că sunt răguși și mă concentrez puțin mai greu, încă n-am scăpat de această răgușeală. Cei mai vechi pe canalul ăsta știu că am o problemă cu gâtul, da? Bun, deci dacă doriți să îmi dați un follow pe Twitter, o puteți face, pentru că mai postez analize tehnice. Dacă doriți să vă abonați la grupul privat de Telegram, unde eu dau acces la live chart, sunt o grămadă de monede aici. Avem timeframe-ul pe 15 minute, de exemplu, hai să dăm click pe el, cu zone de suport și rezistență, da, unde zone de short, zone de long, pe Bitcoin și pe Ethereum, avem și pe timeframe-ul de oră, Bitcoin, Ethereum, eGold, BNB. Da, și haideți să dăm pe Bitcoin, de exemplu. Auto-respingere pe canal, avem zone de short cu roșu, cu stop loss, take profit, și zone de long cu verde, la fel cu stop loss pentru cine dorește, ok? Bun, tutoriale educative aveți la fel tot pe site, vă spuneam de ceva cu DCA, un video pe care va trebui să-l vedeți dacă vă abonați neapărat, strategie de DCA, este destul de important. Asta e important, cam tot ce este pe aici. La videoul ăsta v-aș ruga să vă uitați, pentru că va trebui să faceți analiza tehnică ceva de genul, la fel cam cum o fac eu aici. Și cam atât. Da, veți avea acces și la bot, pentru că avem și un bot care dă semnal de long, semnal de short, pe un grup la fel privat și așa mai departe. Ok, v-am salutat, ceau!